Festivalul Internațional de Modă de la Mamaia a luat sfârșit aseară. Vreme de 3 zile pe podiumurile amenajate în stațiune, manechinii l-au defilat îmbrăcate în creațiile celebrilor designeri. Cătălin Botezatu, Mihai Albu sau Andreea Agostini sunt doar câțiva dintre creatorii care au făcut furor la acest eveniment. Pantofii strălucitori ai designerului Mihai Albu cu tocuri înalte creat special pentru acest eveniment au atras privirile ca un magnet. Întotdeauna încerc să mă ridic de la sol cât se poate de mult, în așa fel încât să pun conceptul colecției în valoare. E o colecție din 15 piese, o colecție care se numește Equilibrium, un joc foarte, foarte riguros al plinului și al golului, al luminii și a umbrei, un echilibru perfect între toate detaliile. Nici Cătălin Botezatu nu a fost mai prejos. Accesoriile de lux și hainele din materiale fine au fost în centrul atenției. Încă o seară, încă două prezentări. Ați văzut... A fost un maraton pentru tine. Da, a fost un weekend cu multe prezentări, 7 prezentări. Este un eveniment internațional pentru că, într-o locație extraordinară, se transmite în peste 200 de țări. Printre cei care l-au privit pe frumoasele manechine care au defilat pe podium, s-a aflat și Radu Mazăre. Este de mare top, de mare clasă evenimentul, iar faptul că este difuzat în direct în 200 de țări, cu probabil milioane de telespectatori, pe piața Chinei, pe piața arabă, pe piața rusească, ne ridică stațiunea la un nivel foarte înalt. Așa trebuie promovat turismul românesc. După ce a urmărit prezentările, primarul Constanței s-a retras într-un club, unde s-a distrat alături de câteva domnișoare.